Doctor Napropin cu 14 de este un eveniment crucial pentru România, spun eu, despre care nu am mai auzit să se vorbească în ultima perioadă, preluarea președinției Consiliului UE în anul 2019. Cât de pregătită este țara noastră pentru acest eveniment, repet, crucial? Sunt absolut de acord cu calificarea pe care ați formulat-o. Este un eveniment crucial în istoria contemporană a României, este pentru prima oară când România, în primul semestru din 2019, va asuma președinția Uniunii Europene, formula corectă fiind președinția Consiliului Uniunii, și este necesar, într-adevăr, să ne pregătim, pentru că pregătirile sunt în curs, și să avem o președinție de succes. O confirmare suplimentară a faptului că e într-adevăr un eveniment extraordinar. M-a venit astăzi dintr-o altă direcție la care poate nu v-ați fi gândit. Am primit 6 studenți din Republica Moldova, basarabeni, care sunt la studii la diferite universități din România, care în cadrul unui proiect mai larg de internship la Parlament, la diferiți parlamentari, au ales să aplice, să solicite să facă acest stagiu la comisia pe care o conduc, Comisia Specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru pregătirea președinției României la Uniunea Europeană, mai puțin de 6 care au venit special să solicite să facă parte din echipa tehnică de susținere a activității comisiei, spunând toți cei 6 că n-au dorit să rateze un prilej istoric pentru România, deci și pentru ei, și mi-a plăcut și conotația românească. Îi voi primi pe toți 6 în echipă și i-am văzut că erau foarte dornici de a face parte din o echipă care va lucra la prima președinție a României la nivelul Uniunii Europene. Evident că trebuie să fim extrem de bine pregătiți din punct de vedere politic și strategic, chestiunile de fond, din punct de vedere logistic, resursele materiale, se lucrează la acest lucru și noi la nivelul Parlamentului avem obligația de a lucra coordonat, armonizat cu guvernul, pentru că componenta principală a președinției va fi exercitată prin guvernul României, prin Ministerul de Externe, prin ministerul și ministrul însărcinat cu afacerile europene, pentru a avea o formulă coerentă și unitară, același mesaj și, bineînțeles, aceleași obiective pe care ne propunem să ni le atingem. Care sunt prioritățile dumneavoastră în calitate de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Consiliul UE și acum în anumitați? Care sunt prioritățile pentru... Decizia Parlamentului, pentru că a fost o hotărâre care m-a desemnat președinte, este foarte recentă, doar câteva zile, și practic sunt încă în formula de organizare logistică, resurse umane. Cineva s-ar putea să zâmbească, e foarte important să rezolvi echipa, care nu e foarte numeroasă, pe hârtie 3 persoane în staff, și partea logistică pentru ca să putem funcționa corect. Avem foarte multe de făcut în doar 10 luni. Sunt chestiunile de organizare internă în Parlamentul României, pentru că avem și două comisii clasice, comisiile permanente pentru afaceri europene ale Senatului, respectiv Camerei Deputaților, și va trebui să lucrăm coordonat. Activitatea de relaționare cu instituțiile europene la Bruxelles, începând cu Parlamentul European, deci dimensiunea parlamentară, și cu, mai ales cu statele care au avut o președinție a Uniunii Europene anterioare comparabilă, compatibilă cu profilul României, stat central est-european. Și aici avem câteva exemple. Eu personal am participat la o discuție foarte profesionistă acum câteva luni cu Comisia de Afaceri Europene din Slovacia, țară care a avut președinția anterior, venit în România, și am avut un schimb de experiență extrem, extrem de util. Și, bineînțeles, definirea împreună cu guvernul a priorităților președinției românești, inclusiv cu componenta parlamentară. Noi vom avea de organizat în Parlamentul României o întreagă suită de reuniuni europene cu statele membre, reprezentanții parlamentelor naționale din statele membre ale Uniunii Europene,
Vor fi documente politice, vor fi negocieri, vor fi amendamente la documente, va fi un vot, vor fi momente mai ușor de atins ca obiectiv, vor fi probabil și momente mai dificile pentru că interesele nu sunt aceleași. Deci trebuie să fim pregătiți de la capitolul echipă, oameni cu experiență, expertiză, până la modul politic și strategic în care va trebui să ne promovăm aceste obiective pentru a obține susținerea statelor membre. Totuși, este un timp destul de scurt până în 2019. Lumea nu a început cu venirea mea la președinția acestei comisii. Asta Comisia voiam să vă funcționează spun. de câteva luni, iar componenta guvernamentală funcționează. De altfel, chiar în aceste zile mă voi întâlni cu domnul ministru Victor Negrescu, cel care coordonează, bineînțeles, împreună cu ministrul Afaceri Externe, domnul Leșcanu, tot procesul de pregătire a președinției. Vom vedea, sunt foarte interesat de modul în care funcționează grupurile de lucru, consultarea publică pentru definirea priorităților, pentru că aici va trebui, în opinia mea, după toți anii ăștia de activitate profesională, diplomatică și politică, va trebui să găsim justul echilibru între ceea ce nu poate fi ignorat și deci trebuie dus mai departe și de președinția românească, pentru că există o succesiune de președinție, există o continuitate pe teme, pe priorități care au fost stabilite la nivelul Uniunii Europene și nu avem cum să ne derobăm de această componentă importantă, trebuie să o ducem mai departe și să și finalizăm anumite dosare importante, dar în egală măsură, și vorbeam de justul echilibru, să avem capacitatea și de a promova în plan european anumite componente, interese specifice ale României. Fiecare președinție are dreptul să-și promoveze anumite puncte de interes specific și trebuie să o facem. Este un prilej pe care nu trebuie să-l ratăm. Sunteți membru în cel mai mare partid din România. Cum vă propuneți să arate activitatea dumneavoastră, atât în partid cât și în Senat, în această sesiune legislativă care tocmai a început? Am deja vreo, trebuie să fac așa un calcul, vreo 24 de ani de când am terminat facultatea de drept și am trecut instituțional ca tânăr diplomat sau cu ceva mai multă experiență prin Ministerul de Externe, în centrală și în misiunea externă la misiunea asta diplomatică de la Strasbourg, prin diferite etape, prin administrația centrală la guvern, consilier de politică externă al premierului Năstase, exact când aveam procesele de aderare la NATO și la Uniunea Europeană cu obiective și priorități foarte ambițioase, foarte importante. Am fost ministru la justiție și la externe, deci cunosc componenta guvernamentală, cunosc componenta diplomatică și o știu, o practic, deja asta e al patrulea mandat de parlamentar, deci cunosc Parlamentul. Deci am așa o privire de ansamblu și pot să vă spun că îmi place activitatea parlamentară. Mă pasionează și componenta politică, cea dezbaterilor politice și veți vedea dacă consultați site-ul meu, că am și așa de curiozitate, sunt peste 100 de intervenții pe fond pe care le-am avut în plenul Senatului. Îmi place dezbaterea politică cu argumente, nu așa ca să ne aflăm în discuție. Îmi place componenta legislativă și dezbaterea pe fond, amendamente, inițiative legislative și am avut câteva inițiative. Și îmi place promovarea, utilizarea diplomației parlamentare, canalul extern. Fac ceea ce am învățat de foarte mulți ani, îmi propun să fiu foarte activ. Evident, fac parte ideologic din familia social-democrată, dintr-un partid care e principalul partid la guvernare și am tot interesul să fie o guvernare de succes. Asta înseamnă promovarea proiectelor legislative din programul de guvernare, care sunt prioritare. Înseamnă și o mai bună comunicare, inclusiv la nivel parlamentar, pentru că guvernul nostru a avut de suferit în 2017 A din schimbat cauza două unei, guverne. pe lângă schimbarea celor două guverne, comunicarea unora dintre miniștri și comunicarea guvernamentală a suferit. Asta este un lucru foarte clar. Și au fost lucruri bune care au fost realizate și nu au fost îndeajuns de bine comunicate, sau comunicate public, dar au fost și alte consecvențe, greșelie, care oricum foarte greu să le comunici public în mod convingător, că nu aveai cum.
Așa că componenta parlamentară, eu alături de mulți alții, de fapt, poate și trebuie să ajute la o imagine politică a unei guvernări care trebuie să fie de succes. Domnule Curlățean, asistăm în ultima perioadă la un scandal în centrul căruia se află instituția condusă de doamna Laura Codruța Kedeș. Domnul Tudorel Toader, ministrul Justiției, a anunțat că va face publică mare decizie mâine, joi, la ora 6. Până acum sunt două elemente pe care le știm. Joi, la ora 6, va face marele anunț. Ce ne puteți spune despre această decizie? La ce decizie vă așteptați dumneavoastră? Bun, în ultimele luni, cred că au fost, nu unul, ci vreo trei momente, cel puțin, de așteptare create, da? Și care au fost urmate de lipsă de decizie sau amânări sau deziluzii pentru unii dintre cetățenii României. Problema pentru mine în toți anii ăștia a fost mai puțin, deși tema este importantă, problema persoanelor care conduc instituțiile în domeniul judiciarului, inclusiv la parchet, parchetul general sau DNA-ul. A fost mai ales problema instituțiilor, problema modului în care instituțiile au funcționat. Cu îngrijorare am văzut că autoritatea și modul în care funcționează instituțiile, inclusiv în domeniul judiciarului, după 2005 în special, deși au fost prezentate foarte bine, inclusiv în zona externă, cu combaterea corupției, am văzut o diluare a autorității statului și a multora dintre instituții. Și am văzut modul în care fie legile au fost abuzate în punerea lor în practică, dacă ar fi să vorbim de modul în care se fac anchetele de către parchet, de către procurori în România, fie au fost uneori impuse cu forța, fără o dezbatere parlamentară corectă, în cazul 2005, de exemplu, legile justiției, care au generat, deci, niște legi cu deficiențe. Și am văzut efectele. Noi plătim acum polița pentru legi proaste. Pentru că, dacă vorbim de abuzuri care s-au făcut, s-au fost prezentate public, de dumneavoastră, de mass media, au fost semnalate de oameni, niciodată organele din judiciar care au competență de autoreglare, cazul CSM-ului, Inspecția Judiciară, niciodată n-au tratat cu adevărat responsabil și serios, dacă ele și-aveau competența să o facă. Nu politicul, nu președinte, prim-ministru, guvern, miniștri, parlament, instituțiile din judiciar care au aceste competențe. De exemplu, dacă CSM-ul și-ar fi făcut datoria, când au apărut informații, elemente concrete privind abuzuri ale procurorilor în ancheta judiciară, privind falsificarea de probe, ce probă mai evidentă decât un complet de judecată, să zicem, la înalta curte, judecători, care în cadrul procesului confirmă faptul că au fost falsificate probe, înregistrările, transcrierile, au fost luate cuvinte, transpuse. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat niciodată nimic. Deci tema șefilor de instituții, da, este importantă, pentru că corectitudinea, profesionalismul și imparțialitatea și nerelaționarea cu centrele de decizie politică, de exemplu, președintele României, și din păcate a fost cazul în anii anteriori, lucrurile astea trebuiau tratate de către organele din judiciar în primul rând. Dacă legile sunt proaste, atunci haideți să modificăm legislația. Și ăsta a fost sensul dezbaterii din Parlament care a avut loc. Ăsta a fost sensul votului pe care noi l-am dat la legile justiției modificate. Va trebui să facem anumite corecții de neconstituționalitate constatată de curte, dar care nu sunt fundamentale. Modificările pe fond, cele mai multe, care de altfel au fost propuse în principal de actorii din domeniul judiciar, de asociațiile de magistrați, chiar de CSM. E, aceste legi sunt necesare și ele trebuie puse în practică. Deci tema asta cu schimbarea doamnei Kövesi sau nu, da, este importantă și Ministrul Justiției trebuia să dea un răspuns și trebuie să dea un răspuns argumentat, nu pasional, nu cu emoții, nu simpatii sau antipatii. Pe fond, pe meserie, trebuie să prezinte concluziile sale. Ministrul Justiției propune eventual revocarea, știm asta, nu este cel care decide, președintele e cel care va decide. Dar subiectul trebuia pe fond, pe instituții, pe legislație, de foarte mulți ani clarificat, rezolvat. Eu vă spun, de exemplu, anul trecut, când
când Curtea Constituțională a adoptat câteva decizii importante. Una a fost legată de ce s-a întâmplat după adoptarea faimoasei Ordonanțe 13, vă aduceți aminte. A existat o sesizare la Curtea Constituțională și Curtea a spus că parchetul, Ministerul Public DNA, a încălcat separația puterilor în stat atunci când a început ancheta penală față de guvern, de membrii guvernului sau unii dintre ei, cu privire la adoptarea Ordonanței 13. Și, de fapt, ceea ce a constatat Curtea a fost că procurorii au investigat asupra și au investigat penal, punând semnul întrebării asupra oportunității de a adopta un act normativ de către guvern. Niciodată oportunitatea nu aparține decât guvernului, celor care sunt rezultatul procesului democratic de vot, Parlament desemnează guvernul, oportunitatea ține de politic, nu de procurori, nu de polițiștii din judiciar. Când încalci separația puterilor în stat și intri într-un domeniu de competență al altei puteri, asta e o chestiune foarte gravă din punct de vedere constituțional. Atunci, anul trecut, din punctul meu de vedere, putem discuta doctrină, probabil că domnul ministru al Justiției are o altă opinie, atunci exista un fundament constituțional foarte serios, pentru că atunci când lovești într-o putere de stat, altă putere de stat, trebuie să existe consecințe politice, constituționale și profesionale. Atunci ar fi avut, din punctul meu de vedere, un fundament nepasional, neemoțional de a începe o procedură de revocare, da? Nu s-a întâmplat acest lucru. Credeți că se va întâmpla mâine? Sincer, nu mai am niciun fel de așteptare. Așteptarea mea personală este ca Parlamentul, prin competențele sale, și nu partidele politice, PSD versus PNL versus USR, cei care nu știu ce vor să salveze în România, nu. Parlamentul ca instituție să adopte în final, forma finală a legilor de organizare a justiției, care să confirme niște competențe și să pună responsabilitatea legală, transparentă, pe CSM, pe inspecție judiciară, pe conducerile instituțiilor din judiciar, pe înalta curte, să-și facă cu adevărat datoria, să se autoregleze când apar astfel de situații, gen faimosul procuror portocală de la Prahova, să nu treacă anul fără să se întâmple nimic, niciun fel de investigație, anchetă serioasă. Un astfel de magistrat, între ghilimele, nu are ce căuta în corpul magistraților, pentru că consecința imediată este că pune sub semnul întrebării și generează o problemă uriașă de credibilitate asupra întregului corp de magistrați, asupra întregului parchet. Nu toți procurorii sunt oameni care abuzează, care folosesc șantajul, amenințele de natură intimă sau sexuală, schimbarea și falsificarea probelor. Sunt foarte mulți profesioniști, sunt juriști, am colegi, magistrați, procurori și judecători. Știu foarte mulți oameni de foarte bună calitate. Ei trebuie să fie cei promovați. Nu cei, cu tot respectul, nu cei cu studii la o facultate de drept absolut obscură, care sunt preluați din diferite județe ale țării, duși în structura centrală a DNA și dintr-o dată, după 3, 4, 5 ani de experiență, așa zis, profesională, să judece mari dosare importante, cu un impact politic, economic și așa mai departe. Ai nevoie de profesioniști în sistem. De sistemul de promovare a resurselor umane trebuie schimbat. De asta ține, în primul rând, de judiciar, de domniile lor, și trebuie să-și asume răspunderea. Nu vine un parlamentar, nu vine un președinte sau un ministru să schimbe regulile. Trebuie să-și facă ei datoria, domniile lor. Și asta este ceea ce încercăm prin legile justiției să facem. Nu poveștile de pe stradă, nu hashtag-uri, nu rezist alte chestiuni. Alea sunt chestiuni politice care au cu totul altă finalitate. Că sunt oameni de bună credință, destui, care au crezut și au ieșit în stradă, dar a fost foarte multă manipulare. Din păcate, mulți au crezut și au ieșit în stradă. Mizele sunt, de fapt, altele, și miza este, până la urmă, și sănătatea democratică a României. Pentru că procurorul, știți care, scrie acolo la legea domniei sale, are niște responsabilități față de drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, ale omului. Lucrul ăsta nu există pentru mulți dintre cei care comit, prezentați public, dintre procurori, au comis abuzuri. Nu poți să te joci cu prezumția de nevinovăție a omului, nu poți să-i pui cătușele să chem presa și să-l arăți cu cătușe la mână, nu poți să pui ștampila de vinovat deja când el este abia într-o fază de urmărire penală, nici măcar n-a ajuns la judecător. Nu poți să trimiți la presă
elemente din dosar care sunt în fază de cercetare confidențială trebuie să rămână confidențială ca să construiești deja imaginea de vinovat prin oamenii pe care tu i-ai afiliați o parte a presei. Lucrurile astea n-au nimic de a face cu democrația nicăieri și asta trebuie reglată în România urgent. Revenind la dezvăluirile care n-au pus într-o lumină chiar Da. așa bună instituția condusă de doamna Chioveși, de ce credeți că acestea au apărut abia acum? Și mă refer la dezvăluirile făcute de familia Cosma în principal. De ce abia acum? Mi-e greu să speculez, chiar nu cunosc situația din interior Pentru că a. vedem că de la o Da. săptămână la alta apar noi și noi dezvăluiri, Da, noi nume uitați, și în implicate. cazul lui Sebastian Ghiță, lucrurile au apărut când a ajuns la limită pentru Ghiță. Atunci a început să spună, să trimită tot felul de chestiuni înregistrate, care evident au fost șocante. Evident că s-au întâmplat, dar nu au fost știute. Poate că și aici a fost cazul când s-a ajuns la limită, dar. Vedeți, lucrurile astea s-au întâmplat și probabil nu s-au întâmplat și nu se întâmplă doar la Prahova. E cineva care ne spunea chiar zilele trecute, fost președinte al României, așa cu o inocență extraordinară, că domnia sa are convingerea că acest lucru se întâmplă în multe alte zone din România. Dar îl întreabă cineva cine a inventat așa numitul stat paralel, cine a pus bazele? Cine a nominalizat pe oamenii ăștia șefi ai instituțiilor, care s-au raportat întotdeauna la președinte, care spune domnia sa într-o înregistrare devenită celebră, că i s-a povestit și s-a înregistrat treaba asta. Cum a fost executat un judecător schimbat pentru a fi pusă o doamnă judecătoare blondă, care la primul termen a dat deja o sentință. Nu mă refer la dosar, că nu cunosc dosarul pe fond, dar lucrurile astea sunt șocante. Ele au existat și statul ăsta paralel, deep state, cum zic americanii, putem să-l numim cum dorim. El a fost construit într-un sistem de putere care până la urmă a avut o finalitate și un interes politic și a fost utilizat politic, da? E, lucrul ăsta nu trebuie să mai existe într-o Românie cu adevărat democratică, care, să ne întoarcem la primul subiect, se pregătește pentru prima oară în istorie să exercite președinția Uniunii Europene. Nu ne putem permite să ne jucăm nici cu democrația, nici cu drepturile fundamentale ale cetățeanului. Vrem și vă spun cinstit, toți anii ăștia am susținut o justiție cu adevărat independentă, în care corupția să fie combătută, pentru că trebuie să tăiem rădăcinile răului, trebuie să tăiem canale de drenare a resurselor financiare, dar lucrurile astea să se facă cu respectarea regulilor, cu respectarea procedurii penale, cu garanțiile care sunt acordate celor care sunt subiecte de investigare. Altfel, aia nu este justiție. Nici măcar justiție selectivă nu mai este. Este poliție politică. Și din păcate, senzația mea și a multor altora în țara asta, deja de multă vreme, este că am ajuns, din păcate, într-o zonă care poate fi calificată nu doar odată ca reprezentant exemplu de poliție politică în România. E foarte grav. În ce măsură tot acest scandal ne poate afecta sau chiar a afectat încrederea partenerilor europeni vis-a-vis de România? Am așa o experiență pe relația cu partenerii externi și vă spun cinstit că, cu tot respectul pentru partenerii cu foarte mare experiență democratică în vestul Europei, pe alte continente, am observat adesea, dincolo de setul de valori care este afirmat, proclamat și care ne este și nouă solicitat a fi respectat, am remarcat și foarte mult pragmatism și foarte multe interese extrem de concrete și foarte multe interese de natură ideologică prin raportarea la cei care sunt la putere sau în opoziție în România în funcție de interese. Și trăim într-o lume care nu este de îngeri. Cine își imaginează că trăim într-o lume de îngeri, din păcate nu este așa. Și vă spun cinstit modul în care la Washington, de exemplu, s-au raportat lucrurile la România. Într-un fel s-a raportat administrația democrată, cu interese extrem de concrete și pragmatice, și în altfel, cu mult mai mare deschidere și corectitudine, se raportează actuala administrație republicană. Numai că ei înșiși și-au probleme de deep state foarte serioase, pe care deocamdată nu reușesc să și le gestioneze corespunzător. Deci, ca să avem imaginea unui fenomen care se întâmplă în diferite zone ale lumii și în Europa, nu suntem singurul stat. Nu suntem singurul stat în care au fost și sunt excese ale procurorilor, de exemplu. E cunoscut cazul faimos al actualei doamne comisar pe justiție,
din Cehia, doamna Iurova, care a stat un număr de luni în detenție, pentru că niște procurori au acuzat-o, s-au grăbit, a fost o chestiune de forță, pentru ca până la urmă să fie demonstrată nevinovăția și pentru ca până la urmă aceeași doamnă să devină la doar câteva luni comisar european din partea Cehiei, ba mai mult comisarul pe justiție. Deci ca să fim conștienți că trăim într-o lume în care se întâmplă lucrurile astea și pe la alții. Și cred că e un interes ceva mai larg să reglăm aceste lucruri și avem nevoie într-adevăr de o bună relaționare și o bună comunicare cu partenerii europeni. Să știți că nu toată lumea are cu adevărat înțelegerea completă, corectă a ceea ce se întâmplă aici. Eu însumi am fost în situația de un an și ceva de a discuta cu parteneri externi mai discret, nu cu valuri. Fiind întrebat și explicând în detaliu nuanțe și am petrecut mult timp și sunt oameni care sunt de bună credință cu poziții de influență care, dacă stai de vorbă, le comunici, înțeleg că unii se iau cu mâna de cap. Da, s-a întâmplat acest lucru. De asta e nevoie ca guvernul să aibă, în primul rând guvernul, să aibă o racordare constantă, permanentă și bazată pe credibilitate cu oameni care să facă această comunicare externă cu partenerii europeni, americani, occidentali în general, cu instituțiile europene, bazată pe credibilitatea mesajului și celor care comunică. E foarte important în meseria asta. Pe final, nu aș vrea să las nediscutat și un subiect despre care domnul Liviu Dragnea vorbea, congresul extraordinar anunțat în martie. Ce așteptări aveți de la acest congres al PSD-ului din martie? Așteptările mele de simplu membru, până De la urmă, simplu vom vedea membru. care sunt așteptările conducerii partidului. Vă spun cum văd eu lucrurile. PSD-ul a fost și este principalul partid politic din România și are un merit extrem de important în evoluția democratică a României. Și lucrul ăsta nu trebuie. Sunt foarte mulți care nu iubesc, sau sunt unii care nu iubesc PSD-ul. Unii care atacă, critică, e dreptul lor, suntem în democrație. Dar partidul ăsta a fost cel care a construit în România. În timp ce alții au tăiat salarii, pensii, au dărâmat instituții și legi, partidul ăsta a construit. Partidul ăsta a fost cel care a făcut negocierile și a finalizat negocierile de aderare la Uniunea Europeană și NATO și care a generat creștere economică și mai multă echitate socială. Punct. Deci partidul ăsta are un rol important în România. Este la doar un an și 2 luni de la preluarea guvernării, după un succes istoric la ultimele alegeri parlamentare și trebuie să fim extrem de atenți pentru ca tot ce s-a întâmplat, toată zbaterea, zbuciumul, contradicțiile politice, tensiunile în stradă, să nu macine mai rapid decât este firesc în actul guvernării, să nu macine capitalul de încredere din partea unei părți importante din societatea românească în partidul, principalul partid de guvernare. Deci noi avem de făcut niște lucruri care înseamnă de organizat un congres în care trebuie să discutăm anumite aspecte. Sunt chestiuni legate de statut, sunt de acord, trebuie reglate aceste chestiuni. Sunt chestiuni legate poate de completarea sau primenirea echipei de conducere. Am văzut în spațiu public și din discuții că se pune problema poate și a unor noi vicepreședinți și asta este important. Trebuie însă să dăm un mesaj, din punctul meu de vedere, mesajul politic pe care PSD-ul ca principal partid de guvernare trebuie să fie unul al seriozității, al coerenței în actul de guvernare, al susținerii unui act de guvernare competent, cu oameni competenți și am suferit în 2017. Actuala formulă de guvernare mi se pare mai bună, vă spun cinstit, dau un singur exemplu, nu vreau să generez comentarii în rândul colegilor. Faptul că Eugen Teodorovici s-a întors în guvern ca ministru al finanțe e un bun câștigat pentru profesionalismul și credibilitatea guvernării. Deci sunt câteva lucruri în care pe care trebuie să le discutăm la congres, trebuie să relansăm viața internă de partid, foarte important, forurile politice de conducere care să se întâlnească constant, permanent, faimoasele departamente ale partidului care nu s-au mai întâlnit de foarte multă vreme, erau și trebuie să fie din nou baza de resurse umane, întotdeauna foarte generoasă a partidului. Pentru că noi de acolo ne-am selectat din județe oameni de bună calitate profesională, dar și activi politic. Pentru că chestiunea asta cu tehnocrații am văzut-o, am mâncat-o, s-a epuizat. S-a
Să nu credem că o guvernare nepolitică este cea care aduce fericirea așa. Poate gestiona situații de criză. Guvernarea întotdeauna este politică, expertiză și oameni politici. E, partidul ăsta trebuie să arate mai multă viață și mai multă dezbatere și, spun eu, viața internă de partid să fie relansată. În ultima perioadă de timp ne-am concentrat foarte mult pe guvern, pe guvernare și mult mai puțin pe viața internă de partid. Trebuie să ținem contactul cu oamenii, trebuie să fim foarte prezenți în teritoriu pentru a discuta cu oamenii foarte deschis și ce e bun și ce este critic, să preluăm de la ei ceea ce ne spun. Și eu am încredere în modul în care PSD-ul se va mișca în următorii ani. Se va stabili candidatul PSD la alegerile prezidențiale în Păi, e un acest răspuns congres? pe care cred că deja opinia publică l-a primit, pare a fi prematur și iarăși în condițiile vieții zbuciumate din România, e o sintagmă care din păcate este valabilă în clipa în care se pun reflectoarele pe tine, fie că ai o poziție de conducere, de demnitate, fie devii candidat nominalizat, devii o țintă. Or, trebuie și ca strategie, trebuie să fim foarte atenți cum se construiește. De asta e treaba conducerii partidului, cu strategiile partidului și eu consider că ar fi Prematur. prematur să anunțăm un candidat la președinție în luna martie 2018. Avem de făcut un centenar corect și de pregătit o președinție și toate la vremea lor. Domnule Corlețean, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc și eu de invitație. Cu mare drag.